Municipiul Bălți riscă să se sufoce în gunoaie pe timp de caniculă. Directorul interimar al Direcției Reparații și Construcții Drumuri Bălți, Cristina Sochirca, susține că autospecialele de colectare a gunoiului nu au acces la depozitul de deșeuri de lângă satul Țambula din cauza datoriilor acumulate de administrația locală. Primarul Alexandru Petkov neagă informația. În cadrul ședinței directorilor întreprinderilor municipale de marți 9 iulie, el a afirmat că depozitul de deșeuri este funcțional, dar angajații companiei refuză să transporte gunoiul. Situația s-a creat din 29 aprilie, din data când eu am fost numită în calitate de administrator interimar. Întreprinderea municipală de RCD are datorii în fața SRL Poligon. Cristina Sochirca a precizat pentru ANTV că deocamdată deșeurile sunt evacuate și transportate pe poligon conform unei înțelegeri verbale cu proprietarii acestuia, însă autoritățile trebuie să achite datoria până vineri. În caz contrar, străzile orașului Bălți se vor umple de gunoaie. Sursa citată susține că criza deșeurilor a fost creată artificial de edilul orașului, care nu este de acord cu numirea acesteia în funcție. Da, я думаю, что у него есть не личная неприязнь, но он это продемонстрировал на последнем совещании, на совещании коммунальщиков. Да, он сказал, что я мусорная леди, и вообще закройте рот. В пятницу будет заседание муниципального совета, на котором, я не знаю, там решили муниципальные советники, потому что они являются нашими учредителями. Они ищут какие-то возможные варианты, как можно будет поправить ситуацию и обязать примарию выполнить свои обязательства перед муниципальным предприятием. Contactat de ONE TV, primarul municipiului Bălți, Alexandru Petkov, a refuzat să comenteze acuzațiile care îi se aduc. Не слушайте всякий бред всякого преступного мира. Administratorul rampei Dumitru Balan, de asemenea, a avertizat că dacă nu îi se vor achita serviciile, de luni nicio auto specială nu va intra pe teritoriul poligonului de deșeuri. Rugăm frumos, achitați. Achitarea nu a fost, ne-am trezit în luna februarie, eu am făcut un demers, unde deja am menționat că da, eu sunt impus în situația în care voi procede prin mai multe metode legale, una dintre care este și stoparea autospecialilor către poligonul de deșeuri. În luna februarie s-a achitat o mică parte și atunci datoria constata circa aproape 1 milion de lei. Situația nu s-a ameliorat. Locuitorii municipiului Bălți au declarat pentru jurnaliștii de la Nord News că sunt deranjați de situația creată în oraș și speră că autoritățile vor ajunge la un consens. Я в шоке и быстрейшего решения этого вопроса. Это un lucru foarte neplăcut. E un miros foarte neplăcut. Apoi nu înțeleg de ce, fiindcă mulți oameni achită același gunoi. De ce primăria sunt rețineri de plată către instanțele care trebuie să evacueze acest gunoi? Problemă foarte gravă, după părerea mea, deoarece poate fi o sursă foarte mare de infecții în oraș. Primarul de Bălți a declarat într-o conferință de presă că nu se face responsabil de criza deșeurilor. El susține că responsabili sunt cei de la Direcția Reparații și Construcții Drumuri și că el caută soluții pentru rezolvarea problemei. Я был на полигоне в Самбуле и пообщался с руководством села, с руководством муниципального предприятия полигона и убедил их, что городом будут предприняты дополнительные меры для того, чтобы город не утонул в мусоре, как этого хочет новая мусорная мафия, как это было уже лет 8 назад в Бельце. O criză similară a avut loc în municipiul Bălți și în iarna anului 2017.